Din locul unde s-a născut pacea, Betleem, parohia latină Sfânta Ecaterina a răspuns și ea invitației Patriarhului Latin de Ierusalim, prea fericirea sa, cardinalul Pier Battista Pizzaballa, dedicând ziua de marți, 17 octombrie, unei zile de post și rugăciune pentru pace. Părintele Gabriel Romanelli, parohul latin din Gaza, a fost cel care a prezidat Sfânta Liturghie, o celebrare euharistică la care au participat mai mulți preoți, reprezentanți ai altor biserici creștine și un număr mare de credincioși. Am venit astăzi aici pentru a mă ruga pentru copiii din Gaza și pentru evenimentele care afectează această regiune. După cum vedem la televizor, casele sunt bombardate, oamenii își pierd cei dragi. Ne rugăm pentru pace în lume. Sper că acest război, toată această vărsare de sânge și violența la care suntem martori în fiecare zi, se va sfârși curând. Asistăm la scene cu adevărat îngrozitoare. Nimeni nu poate suporta toate aceste distrugeri, această durere și crimele cu adevărat atroce și oribile. Ne rugăm pentru pace, alinarea durerii și vindecarea pentru toți răniții și cei care suferă. Doamne, ocrotește-i pe acești copii și alină-le durerea și suferința. O, Doamne, protejează-i pe toți copiii din lume. Protejează, Doamne, întreaga umanitate și fiecare ființă umană expusă la nedreptate, durere, distrugere și chin. Imediat după Sfânta Liturghie, părintele Gabriel Romanelli a primit un telefon de la părintele Youssef Assad, parohul adjunct din Gaza. Acesta din urmă și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cererea Israelului de a părăsi cu toții parohia și de a se îndrepta spre sud. Ittasalu wa hakunu ikhla'u ruhu la ittijah wadi Gaza. Walakin hum biqulu la wain. M-au sunat și mi-au spus, părăsește parohia și du-te în sud, dar unde să mergem? Și cum putem merge acolo? Pe lângă enoriașii din biserică mai sunt și copiii noștri cu dizabilități care stau cu surorile Maicii Tereza. Există de asemenea familii și persoane în vârstă care nu se pot deplasa. Așadar, cum putem merge? Cu Iisus ne simțim cu adevărat în siguranță. Tocmai în ultimele ore ale zilei de marți s-a aflat despre bombardarea spitalului anglican plin de răniți și medici strămutați, un bombardament care a dus la moartea sute dintre ei. Este o altă catastrofă umanitară care a lovit biserica din Ierusalim și din Orientul Mijlociu. Natlum min jamia al-masulin al-alam illi hamilin masulia. Le cerem tuturor liderilor lumii, le cerem din toată inima, opriți-vă, opriți-vă, pentru a nu mai plânge alți noi morți și răniți. În aceste zile avem o mare nevoie de pace dreaptă, o pace pentru fiecare ființă umană, cu drepturile sale și cu demnitate. Fie ca Dumnezeu să alunge de la noi răul războaielor, egoismul și mândria care îl fac pe om să uită de semenii săi.